Iasmina nu are nici mamă, nici tată. A fost lăsată în grija bunicilor la puțin timp de la naștere. Tânăra își dorește să ajungă profesoară de franceză. Se pregătește singură, întrucât bunicii nu au niciun venit și nu-i pot asigura acesteia un profesor care să o pregătească. Salut lundi, salut mardi, să va mecădi, trebuie în jodi, orvoar vandădi. Bravo! Iasmina nu l-aștepta pe moșul în acest an. Știa că nu o să poată veni, motiv pentru care a fost extrem de surprinsă când a primit cadourile. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Pantalonii aceștia scurți, dulciurile... Dar de ce ți-au plăcut acești pantalonași? Pentru că sunt frumoși, un model foarte frumos și din suflet. Ce-i spui tu moșului pentru darurile care ți l-a dus? Mulțumesc și să trăiască de acum încolo 100 de ani. Te gândeai că o să vină moșul? Nu. Dar ai făcut scrisoare? Nu. Andra are 3 anișori. Micuța suferă de leucemie. Mai are un frate în vârstă de 5 ani. Locuiesc într-o garsonieră în zona Artego. Ei nu au nici măcar un bec în cameră, astfel că de televizor nici nu se pune problema. Merg la vecini pentru a se uita la desene animate. De Crăciunul toate sărbătorile s-au nu măcar o bucată de pâine. Dumneavoastră nu aveți nimic? Nu, mamă, decât alocațiilor 840.000 și ca să plec cu ea. Să merg cu ea pe 15 când am fost la București, m-am împrumutat. Ce ai scris tu lui Moș Crăciun să-ți aducă? Pistol cu apă, mașină și papucioare. Și ți-a adus moșul așa ceva? Da. De toate ți-a adus? Din toate astea care le-ai vrut tu? Da. Moș Crăciun a poposit și la Daniel, un băiat de 5 ani care este crescut doar de mamă. Nu rare sunt zilele în care copilul se culcă cu stomacul gol pentru că nu are ce să mănânce. Ce ai pe patul astăzi? Nimic. Și nu ți-e foame? Ieri ce ai mâncat? Ciuncă. În copilului? N-are. Tată. Și cum vă descurcați? Greu. De exemplu, nu făcut nimic azi. Sunt grăbit la o vecină. Campania inițiată de Gorj TV, Moșul vine la toți copiii, continuă și în următoarele zile.